Domnule președinte, ședință, stimați colegi, dragi români, România are nevoie de o reformă profundă în ceea ce privește organizarea și funcționarea școlilor de șoferi. Educația pentru o siguranță rutieră devine o responsabilitate socială în momentul în care fiecare dintre noi se înscrie la o școală de șoferi pentru a obține un permis auto. Această realitate face ca rolul școlilor de șoferi să fie esențial. Sistemul actual de pregătire a conducătorilor auto din România se confruntă cu numeroase probleme care au impact negativ și semnificativ asupra siguranței rutiere, calității instruirii oferite și integrității procesului pentru obținerea permisului de conducere. România este singura țară din Uniunea Europeană care nu are o lege pentru școlile de conducători auto. În toate țările membre ale Uniunii Europene există o lege specifică pentru organizarea și funcționarea școlilor de conducători auto și regulamente sau norme de aplicare a acesteia. România face, din acest punct de vedere, o notă distinctă în sensul în care organizarea și funcționarea școlilor de conducători auto este prevăzută într-o lege a transportatorilor de marfă și persoane. Pentru a răspunde nevoilor actuale care există în acest sector de activitate, trebuie să facem schimbări legislative de substanță, care să asigure în mod profesional predarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a comportamentelor esențiale pentru siguranța circulației oricărui solicitant de permis auto. Principalele argumente pentru care trebuie să începem acest proces sunt creșterea siguranței rutiere. Prin implementarea unor programe de instruire mai riguroase și actualizate, școlile de conducători auto pot contribui la formarea unor șoferi responsabili și mai bine pregătiți pentru a face față diverselor situații pe drumurile publice. Modernizarea programelor de instruire. Prin adaptarea programelor de instruire la noile tehnologii și la schimbările din mediul rutier, conducătorii auto vor fi mai bine pregătiți pentru provocările din trafic. Asigurarea calității instruirii. Prin standarde mai clare și mai exigente pentru școlile de conducători auto, se poate asigura o pregătire de calitate pentru toți cursanții. Promovarea transparenței și responsabilității. Publicarea rezultatelor examenelor, a ratingurilor școlilor de conducători auto și a feedback-ului clienților se poate contribui la o concurență sănătoasă și la îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite. Și nu în ultimul rând, combaterea practicilor frauduloase și a corupției. O reformă legislativă ar putea include măsuri mai ferme pentru combaterea practicilor frauduloase și corupte în industria școlilor de conducători auto. La final, avem nevoie de o revizuire a legislației în acest domeniu, care trebuie să înceapă acum și trebuie să fie coordonată în mod responsabil. În calitate de legiuitori, aici, în Parlamentul României, avem responsabilitatea să facem tot ce ne stă în putință pentru a seta cadrul legal în vederea creșterii siguranței rutiere și salvarea de vieți omenești. Cristian Paul Chim, deputat reper de Bacău. Mulțumesc!